Mergem mai departe la această gală cu începută cu două lupte superbe, iar la a treia vom urca din nou la 70 de kilograme. Introducing first to the blue corner, Andrei Sirghi. Andrei Sirghi este cel care intră primul în ring de la Clubul Legend Iași. Trei lupte la profesioniști, din care două câștigate. Antrenor Narcis Mânzat. Andrei Sirghi. Hai arată că poți, lasă-i mască pe toți și lovește să leșine pe cot. Trimite-i la casat ca pe niște rample la remat, să înțeleagă că au intrat pe teren minat. And now introducing his opponent to the red corner, Robert Gurali. Robert Gurali este adversarul său. Clubul Viper Sport din Găiești este clubul pentru care luptă antrenor Nicu Drag. Este debutant. Robert Gurali. Își face curaj, aș spune Guraliuc, dar vedem dacă vedem cum se prezintă în ring, acolo e lucrul cel mai important. His official weight 70 kilos, with a professional record of 2 wins and 1 loss. Introducing Andrei Sirghi. 26 de ani pentru Sirghi, doar 18 pentru adversarul său. Standing across the ring and fighting out of the red corner. He's 18 years old and stands 191 centimeters tall. Foarte înalt pentru această categorie, 1,91 m, și a făcut cu o zi înainte cântarul la 70 de kilograme. Nu e deloc simplu să cântărești doar 70 de kilograme când ai peste 1,90 m. Consilii la centru. Lucian Stoicoci este arbitrul. Le spune principalele reguli. Succes. Evident că sportivii le știu pe toate. Arbitru, timp. Prima repriză, luptă! Toată lumea e pregătită. Început în forță pentru cel ce debutează la profesioniști. Dar Sârghi are răspunsurile potrivite și îl face pe Guraliuc să facă pasul înapoi, să se ducă în colț acolo. Diferența de înălțime este uriașă, luptă. Dar Sârghi nu e deloc impresionat de acest lucru. Bună lovitura asta de întâmpinare cu piciorul, apoi una cu genunchiul, dar bine blocată. Puține șanse să-l atingă, dar cu genunchiul, dar dreapta își face acolo. Excelent simțită forța. Bună din nou lovitura cu piciorul, care intră ușor. Nu trebuie să ridice prea mult piciorul acolo Guraliuc pentru a lovi în cap pe adversarul său. Luptă. Sir trebuie să producă lupta de aproape și încearcă acest lucru. Iată croșeul de dreapta, în timp ce Guraliuc dorește să mențină o altă distanță de luptă. E împins din nou în cor și trebuie să primească o serie pe care nu o poate evita. Luptă! Sârghi ține din nou distanța bine, ferindu-se de lovitură de picior înalte. Aici s-a blocat cu ambele brațe și bine a făcut, pentru că lovitura era în mare forță. Încearcă lovituri joase de picior, încercând să sfarme opoziția adversarului. E periculos când poate produce acea luptă de aproape, când reușește să vină lângă adversarul său. Din nou Sârghi bine blocat. O dreaptă în blocaj aici. La fel și lovitura de picior.
Curaliuc în gardă, încasează lovituri la corp, apoi o serie de croșe, o lovitură pentru o lovitură joasă și o întrerupere cerută de arbitru, care dacă va considera că lovitura e joasă, îl va atenționa pe Curaliuc acolo, dacă nu, îl va număra pe sârghi. N-am simțit cu ochile. N-am simțit. Auziți ce a spus Curaliuc? Că lovitura a fost corectă, că nu a simțit cu ochii adversarului, e acea protecție care îl apără pe luptător în acea zonă sensibilă, unde săritura pe călcâie, pe care o vedeți acum, este principalul remediu la trecerea durerii. Timp, luptă! Mergem mai departe. În această luptă interesantă între un sportiv atât de înalt și unul mult mai scund, parcă diferența asta de nivel, să spunem așa, de înălțime, n-am mai văzut-o de mult, acolo unde există limite de categorie, evident, pentru că te întreb cum poate Curaliuc la 91 să intre în limita categoriei 70. Sârghi rămâne fidel ideii de a ataca, de a produce această luptă de aproape, la care Curaliuc se blochează cât poate și el. Loviturile de genunchi, atunci când adversarul este atât de aproape, nu-și mai fac efectul, nu mai au efect. O primă repriză impresionantă. Sigur că cei care țipă acolo sunt fie cei din colțul. În repriza arbitru, secundă. Arbitru, timp, repriza a doua, luptă! Nu, a fost în blocaj și apoi alunecare a lui Curaliuc din elan, luptă. Și piciorul de sprijin e alunecat. Există pete de umezeal acolo. Nu renunță la ideea de a-și toca mărunt adversarul sârghi cu aceste lovituri repetate de picior. Sigur că îi convine să-l mai și îndoaie puțin de astfel de lovituri. Bun croșeul de stânga pentru Curaliuc. Acele numere pe care le-a auzit din tribună sunt de fapt combinații care ar trebui să intre în reflexul fiecăruia dintre cei doi. Dar nu întotdeauna tot ce faci la antrenament se potrivește cu ceea ce iese în ring, unde trebuie să te duci după adversar. Sârghi rămâne în continuare alături de Curaliuc prin aceste serii extraordinare, pune presiune pe adversar, de-abia arbitrul îl poate da de acolo. Upercut, dar am impresia în gardă, bună dreapta. Și încearcă să-l pregătească acolo sârghi, dar Curaliuc pare destul de sigur pe el, pentru un debutant, pentru un puști de 18 ani. Mai e și proteza aceea care iese din gură și am impresia că râde mereu. Serie în blocaj, piciorul aruncat acolo e bine venit, să spunem așa, pentru el. Bun blocajul lui Sârghi în multe situații, dar pare a fi unor copleșit de înălțimea adversarului. Din nou, Curaliuc obligat să stea în gardă, pentru că Sârghi pune mare presiune pe el.
probabil că are lovituri foarte puternice. O stângă ce intră bine și, și genunchiul acolo îl cam clatină pe adversar, dar Sârghi e un bun încasator și nu dă impresia că nu poate trece peste altfel de lovituri. Dar tot primind lovituri devine mai puțin periculos în atac și lucrul ăsta cred că oferă un plus de încredere lui Guraliu. Iată însă o dreaptă bine aruncată de Sârghi, care nu mai reușește acele lovituri la corp, de abia acum le caută. Secundele trec rapid și cei doi așteaptă pauza bine meritată. Mai ales că nu e ușor să tot aștepți pauza și loviturile să vină după tine. Sârghi e conștiincios și își presează adversarul până în ultima clipă. O luptă pentru ultimele 3 minute de luptă, plin de încredere Robert Guraliuc, în timp ce Sârghi își începe din nou cursa de urmărire. Iată-l din nou, lovitură joasă de picior, blocat tot timpul pentru a evita aceste lovituri. Acele lovituri la corp, se ridică o stânga la cap Sârghi. Caută ficatul acolo cu acea stângă pe lângă cotul drept al adversarului Guraliuc. A încercat un uppercut Sârghi, o dreaptă la corp ce intră, la fel și croșeul. Stop! Luptă! Luptă, luptă! Așa, și, și! Bine, bine! Bravo! Așa, bravo, bravo! Bravo, Andrei, bravo! Bravo! Hai, 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 hai! Urmă, trebuie de-l! Așa, bine! Bună stânga! Un pic a lăsat garda jos Sârghi și atunci a venit croșeul lui Guraliuc. E o luptă care s-a desfășurat după același tipar în fiecare repriză. Doar că parcă acum ambii și-au cam pierdut din forță și e explicabil, ținând cont că ne apropiem de finalul acestei partide, epuizante pentru ambii. Sigur că fiind mai înalt acolo, mai a plecat în astfel de situații, Guraliuc arată un pic mai obosit, dar văd că trage destul de greu aerul acolo în pieptou. Bună lovitura asta de genunchi. Dar dreapta lui Sârghi îl ține la distanță pe Guraliuc. Încă o dreaptă bună Sârghi, care găsește totuși cam ușor drumul spre capul adversarului. Sigur că în general atacurile lui încep la corp, cu lovituri la corp, dar apoi foarte repede, cel mult pe a treia lovitură, pleacă spre capul adversarului. Iată, lovitură la corp, Sârghi apoi se blochează destul de bine, fără forță aceste croșee, chiar și uppercutul de început, dar directa de stânga nu era. O lovitură la corp, a doua, o serie mai lungă și lovitura de picior, dar caută apoi capul adversarului cu acel croșeu mai larg. Guraliuc se mișcă mult când e în stânga, când e în dreapta adversarului și lucrul ăsta îl face mai greu de nimerit, mai ales pentru acele lovituri de genunchi pe care Guraliuc le tot aruncă ciclic, aș putea spune. Sârghi forțează pe final, dar neconvingător.
Lupta se termină aici. Și din nou, arbitrii nu au deloc o misiune ușoară. Dar cred că ambii și-au atins scopul. Mai mult a lovit și Guraliu. Arbitru, timp, extra round, luptă. Deci lucrurile sunt clare. Uitați, ștergeți cu buretele tot ceea ce a fost până acum. Cine va fi mai bun în aceste 3 minute, va câștiga lupta. Bună stânga, ce intră acolo. Timp, control. Iarăși o lovitură sub centură, cred. Acuză stârghi. Mărturisesc că nu am observat-o, dar ne vom lămuri aici. Ok. Timp, atenție, da? Luptă! A fost o serie bună pentru Guraliu, care stă bine în gardă. E important pentru el să țină distanța. Acolo e distanța care îi convine să lovească și trebuie să-l ține pe stâng departe. Bune blocajele făcute de stâng, care încearcă să lovească și el la corp, dar s-a blocat bine și Guraliu. Din nou stângă bună Guraliuc, pe retragere, să spunem așa. Nu mai intră atât de ușor loviturile aruncate de stârghi. Stop! Luptă! Așa! Încearcă o serie stâng, dar nu mai e nimic atât de clar cum a fost în primele reprize. Să vedem, poate de aici încolo. Bună dreapta ce intră atât de ușor printre brațele adversarului, apoi o stângă, croșeu larg, care îl lovește puternic pe Guraliuc în ureche. Serie însă bună și pentru luptătorul acesta atât de înalt, pentru categoria 70 de kilograme. Stânghe, după multă vreme împins el în corți, face pas pivot acolo și e rândul său să-și ducă adversarul către corți. S-a blocat bine pe lovitura de genunchi. Încearcă să pună mai multă forță,
pe acele lovituri la corp, urcând apoi spre capul adversarului, așa cum ne-a tot obișnuit. Nu era ideea, iar lovitoarea de genunchi pare că și-a atins țita, sârghi, se clatină un pic și am impresia că Guraliuc e mai bine punctat până acum. Același lovitură de genunchi, iar brațele puse în gard acolo, drept scut de sârghi, nu mai sunt atât de tari. Rămâne sârg cu aceste lovituri la corp. Bună lovitura asta înaltă și încă o dreaptă aruncată excelent de Guraliu, care pare a găsi resursele necesare pentru a se impune în această partidă. Încă o dreaptă bine aruncată provoacă lupta de la distanța la care sârgul poate ajunge. Iată, asta e distanța. Încă o stângă și probabil o lovitură de picior. Pe ultimele secunde se aruncă sârg în atac, dar bună stânga lui Guraliuc, care în opinia mea s-a descurcat foarte bine în această repriză. În ciuda acestei drepte primite, nu rămâne nici el dator și încă un meci frumos se termină aici. Dar de data asta cred eu că victoria se va duce spre cel pe care îl vedem aici. 18 ani. Un extra round mai bun pentru Robert Guraliuc, care debutează cu o victorie la profesioniști. Iar noi ne oprim din acest drum deocamdată pentru o scurtă pauză de publicitate.